Sonna. Sonna. Hopp, nu, nu. Hopp! Hopp! Snäpp! Hej! Tunnel, tunnel! Tunnel, tunnel! Out. Out. Hai. Tic 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 tic. Ne. Hop. Bine. Deci în acest weekend de mărțișor, 1 2 3 martie, aici în Mureș, Clubul de Ciobănești Belgien și Olandez, membru al Asociației Chinoice Române, membru al Federației Mondiale Berger Belge, membru al World Dutch Federation, organizează una dintre cele mai complexe competiții chinologice sportive care se desfășoară în România. Vineri am avut BH-ul. BH-ul este prima etapă în IGP, respectiv TSAC, un test de sociabilitate care devine tot mai popular, cu o prezență extrem de numeroasă de vineri. Azi, sâmbătă, avem parte de agility, o să vedeți extrem de dinamici și agil căței, o parte de expoziție, conformitate, frumusețe pentru ciobănești belgieni și ciobănești olandezi, respectiv vom avea mondioring, un sport extrem de complex, în momentul de față este considerat mondial ca fiind un Formula 1 a sportului canin. Duminică vom avea din nou, mai avem Canicross Bikering. Este un sport din nou care presupun că va lua amplare deosebită în România. Alergare cu câini, respectiv biking cu câini. Așa, și mâine vom avea din nou o probă, o nouă competiție de mondiering, respectiv a doua etapă de Canicross și Bikering. Participări foarte multe, deci avem peste 100 de starturi în total. Avem participări din Ungaria, participanți din Ungaria, din Grecia, din Ucraina, Belgia. Mă uitam la steaguri să nu uit pe cineva. Cu jurizare din România, jurizare din respectiv Franța. Și presupun că, așa cum vedeți, sunt foarte, foarte mulți oameni care au venit și din România să vadă competiția asta. Vorbim de ciobănescul belgian, care în momentul de față se pare că este cel mai uzitat câine ca și sport, respectiv ca și câine de serviciu, indiferent că vorbim forțe armate sau non-armate. Atunci, aceste competiții și pe noi ca și crescători ne ajută foarte mult ca să selectăm cu ce mergem mai departe și cum mergem mai departe, adică să scoatem în valoare într-adevăr etaloanele. Iar ca și mișcare sportivă, vorbesc că pentru societatea română, sunt ferm convins că vor fi tot mai mulți oameni în România care vor începe să aibă o viață sportivă, să spunem, chinologică. Că face un agility, că face un bikering, că face o parte de disciplină simplă sau sporturi mai complicate. Toate aceste numere, vorbind ca și sporturi, încet, încet în România cred. În jurul anilor, în sfârșitul anilor 1800, se spune, s-au stabilizat rasele, aceste rase, și încet, încet aceste rase au început să fie folosite. La început în forțele de poliție și încet, încet au ajuns și câini de război, au ajuns și câini de rescue, de salvare, în urmă au ajuns câini de divertisment, vorbim agility sau câini de asistență socială. Normal, cu cât aprofundezi mai mult un subiect, descoperi mai multe laturi și încep să le potențezi. Și atunci au început să apară câini, de exemplu, de nevoie de asistență socială specială.
pentru copii cu handicap. Pentru, dau un exemplu, COVID, să detecteze un miros este extrem de simplu. Ei au capacitatea ca să detecteze o diluție de 1 la 1 milion. Au un miros extrem de fin. Atunci, ai un câine care încet încet este selecționat spre niște maxim de performanță. Problema este ce facem noi cu acest potențial imens. În aprilie, sfârșitul lunii aprilie, va desfășura la Bovolone campionatul mondial FMBB. Acest FMBB este cel mai mare campionat mondial sportiv kinologic. Este cel mai mare pentru că acoperă foarte multe sporturi. Acoperă IGP, acoperă mondioring, obedience, agility, canicross, expoziție. Începând de anul ăsta va intra și salvarea, respectiv și herding-ul, adică întoarcerea de oi, mai simplu. Și atunci ai enorm de mulți participanți, enorm de mulți. Pentru echipa României, aceasta este ultima potențială calificare pentru formarea reprezentativei care va merge la Bovolone. Anul trecut am avut noi onoarea ca să facem campionatul mondial FMBB la Oradea, tot în aprilie, și repet, este ceva imens. Că sunt crescători de câțiva ani buni de ciobănești belgieni, sunt niște câini deosebiți, câini care sunt în mare vogă la ora actuală, poate prea la modă, spun asta în sensul că au apărut și acei mulțitori care cred că orice câine galben cu mască neagră și cu urechi ridicate e un malinois. Ei trebuie să întrunească și niște calități nu doar fizice, ci și psihice, ca să fie capabil de muncă, de dresaj și de diferite activități, în speță ce vedeți astăzi aici la noi, aceste sporturi canine, diferite sporturi canine. Legat de sporturile canine, v-aș mai spune așa că dacă Cupa Mureș, la care suntem astăzi prezenți, are o vechime de ani buni, undeva în 97, în 1997 sau 98, nu mai țin minte exact, am avut prima ediție și în general am organizat-o noi, Asociația Kinologică Mureș, anul ăsta am avut privilegiu, să zic, ca să fie organizată chiar de Clubul de Ciobănești Belgieni și Ciobănești Olandezi, prin bunăvoința domnului Alex Bondar, care e președinte. Și tot ca noutate, dacă Târgu Mureșul avea o tradiție într-un sport care are amprenta școlii germane kinologice de pază, numit IGP, Internaționale Gebrauch und Prüfung, anul ăsta la Târgu Mureș putem vedea două sporturi noi, unul Mondio Ring, este un sport tot așa pentru câini de pază, oarecum așa o îmbinare a kinologiei franceze cu kinologia belgiană, și tot în premieră, chiar în spatele meu, vedeți o pistă unde am avut o competiție foarte, foarte apreciată de public, de agility, care presupune o pistă de obstacole, câinele trebuie să sară și să treacă peste diferite obstacole într-un barem de timp și fără penalizări. Mai mișcați-l un pic, eu văd eu tot ce de văzut, pe mine mai doare mai mult. Amândoi? Nu, că e luat în urmă. Boada e prea veselă, dar nu e nimic. Asta e, galiul. Ok, stop. Bune, proporții corporale. Asele, pentru că vorbim și de ciobănescul belgian și de ciobănescul olandez, o să mă refer, probabil vreți să mă întrebați despre varietatea malinois a ciobănescului belgian, pentru că ea e cea mai răspândită. Așa cum vă ziceam, cu plusurile și minusurile inerente, minus că sunt deja un pic prea mulți și înmulțiți
peste măsură, motiv pentru care cred că și în adăposturile de câini fără stăpân, câinii de rasă, cei mai des întâlniți sunt tot malinoa, dar și pe podiumurile diferitelor sporturi canine tot ei strălucesc. Am uitat să vă zic vis-a-vis de sporturi canine că tot anul ăsta la Cupa Mureș am asistat chiar personal prin s-a mulțumit colegului nostru de suferință, Oroian Liviu, la o cursă de câini de tracțiune. Bike Yoring se cheamă sportul, presupune doi câini care trag un biciclist, sau cum să zic. Nu mă pricep foarte mult, poate că n-ar fi rău să-i smulgeți câteva cuvinte și specialistului Oroian Liviu și inimosului Oroian Liviu, care în sportul ăsta excelează. Mă întorc la rasă. Un câine inteligent, un câine foarte ușor de dresat, un câine totuși care nu, personal nu recomand oricui, pentru simplu motiv că având așa de multă energie și fiind atât de inteligent, chiar necesită experiență. Probabil că nu e un câine pentru cei care sunt la primul câine, probabil că nu e un câine pentru copii. În orice caz, trebuie să-i asigurăm neapărat să-i dăm o activitate, pentru că dacă nu-și alege el singur și atunci nu e o activitate care ne-o dorim. Nu vrem nici să ne roadă pantofii, nici să ne sape grădina sau să evadeze din curte sau alte neplăceri. În afară de asta, necesită foarte multă mișcare. Deci este o, nu știu cum să vă zic, o bombă de energie care chiar necesită să fie mișcat. O plimbare simplă, culesa printr-un parc este... Nici pe departe nu e suficientă pentru un câine din rasa asta.